Neața, bună dimineața! Lansăm rubrica Ce soi sau hibrid să aleg? O rubrică născută din nevoia fermierilor de a alege mai ușor ceea ce există deja pe piață. Vorbim astăzi despre rapiță, o să alegem 3 hibrizi și alături de mine este Ștefan Croitoru, reprezentant Bayer. Dar până să vorbim despre cei 3 hibrizi pe care vi-am pregătit, aș vrea să facem o mică istorioară așa despre rapiță, pentru că să ne amintim cândva, până în 2006, vorbeam de soiuri, nici de cum de hibrizi. Spune, te rog, Ștefan, care este diferența, în primul rând, între soi și hibrid, cu ce avantaje au venit hibrizii și de ce s-a întâmplat această schimbare? Bun. Diferența principală între soi și hibrid este aceea de calitate și de producție. Soiul, la fel ca și oamenii, fiecare plantă este diferită. Una este mai înaltă, una este mai mică, una are o anumită toleranță la boli, una nu are. Hibridul este uniform. Fiecare plantă își atinge potențialul maxim de producție, indiferent de condiții. Planta adică avem constanță. Avem o constanță, că e vorba de înălțime, că e vorba de talie, că e vorba de toleranță la boli. Deci hibridul totul este uniform și de aici și producția mult mai bună și de aici și alegerea fermierilor de a se îndrepta spre hibrizi în detrimentul soiilor. Așa cum spuneai și tu, în perioada 2005-2006, ca să facem un pic de statistică, în România se cultiva undeva la 90% din suprafață cu soiuri, apoi într-un interval scurt de 2-3 ani, cumva s-au inversat rolurile și hibrizii ocupă 90% din suprafața totală și soiurile doar 10%, iar arc peste timp până în ziua de astăzi, unde soiurile au o suprafață de sub 5% din suprafața totală de rapiță. Nu mai vorbim de soiuri, la rapiță vorbim despre hibrizi. Vorbim despre ce hibrizi. Ce hibrizi ai ales? Din portofoliul vostru de 13 produse, care sunt? Astăzi m-am pus în pielea unui fermier și am ales 3 hibrizi cu 2 convenționali și unul cu tehnologie Crillfield. În primul rând vorbim despre Expectation, care este un hibrid nou, este întors undeva în 2020 în portofoliul nostru. Este un hibrid care are o dezvoltare foarte bună în toamnă, deci putem să-l semănăm cumva și puțin mai întârziat decât perioada optimă. Cam care ar fi perioada? Perioada optimă ar fi sfârșit de august, început de septembrie, prima decada a lunii septembrie ar fi perioada optimă. Vorbesc de zona noastră, deci vorbesc de zona de sud, sud-est. Pe alte zone și perioada optimă diferă și de vremea din anul respectiv. Poate avem precipitații, poate nu avem precipitații. Tocmai de asta plasticitatea ne permite să întârziem un pic și perioada de semănat, pentru că recuperează foarte bine și își atinge potențialul de intrare în iarnă foarte bun, chiar dacă îl semănăm un pic mai târziu. Am ales acest hibrid pentru zona noastră de sud. Folosește foarte bine azotul, atât din oxigen cât și cel folosit în fertilizare. Are și o foarte bună rezistență la virusul galben al ridichii. Acest virus în România, din fericire, nu este foarte prezent, dar în Europa Centrală, în Europa de Vest, este principala boală care scade producția rapiței și cumva noi lucrăm să preventiv, sigur, că nu știm această apariție și la noi, exact, și cumva hibrizii noi deja au această toleranță. Am ales acest hibrid și pentru potențialul lui foarte bun de ulei. Da, are un conținut ridicat de ulei. Nu este high oleic, da, este un conținut ridicat de ulei și în ultimul rând l-am ales pentru zona mea, pentru că are un înflorit mai timpuriu, hibridul este relativ timpuriu și cumva îmi permite să scap de arșiță și de seceta care se instalează în zona de sud-sud-est mult mai devreme decât în celelalte zone. Să spunem că suntem în Brăila, filmăm în Brăila, dar pe ce județe l-ai recomandat? Am spus noi sud-uestul zona de sud, dar... da, începând, nu știu, începând din zona Olteniei, da, Olt-Telorman, Dolj, da, da, până la Tulcea, Constanța, Galați, putem urca ar fi foarte fără probleme, da? Potențialul de producție este foarte
mare. Ce înseamnă? Dă-ne o cifră. Este greu de dat cifre, contează tehnologia folosită, contează vremea, deși într-un an ca ăsta, unde avem diferențe și de 20 de grade între zi și noapte, chiar zilele trecute am avut 3 grade noaptea și 24 de grade ziua. Deci diferențele sunt enorme de temperatură. De aici Italia, da, de aici Italia redusă a hibrizilor și să nu uităm faptul că am avut 3 brume de când această plantă a plecat în vegetație în primăvară. Păi și cum se descurcă iarna? Foarte bine, tolerează foarte bine temperaturile scăzute din iarnă. Toți hibrizii noștri tolerează foarte bine aceste temperaturi scăzute. S-a lucrat intensiv la acest lucru, pentru că în România iarnele nu mai sunt cum era odată și acum avem diferențe de grade foarte multe de la o săptămână la alta, deci cumva trebuie să fie și nu mai avem zăpadă, avem, mai avem, zăpadă, geruri. Avem geruri, exact. Da. Care afectează plantele. Acești hibrizi sunt toleranți și un lucru de care vreau să reamintesc este toleranța și rezistența la scuturare a hibrizilor. Brandul de calb este cunoscut pentru această toleranță și lucrul acesta se vede cel mai bine în cazul unor furtuni. Da, e important ca bobițele să nu cadă, exact, din silicve, nu se desface silicva înainte și de recoltare, că rămânem, da, că fără producție. Am muncit un an de zile. Am admirat florile și în hambar nu avem nimic. Da. Cultura de rapsă este una foarte îndrăgită de fermieri. Aduce primii bani în fermă. Știm asta. Dar banii aceia sunt munciți. Foarte munciți. Nu este o cultură și o plantă foarte ușoară, dar este una foarte iubită de fermieri. Din păcate, în ultima perioadă, suprafețele, vorbesc de zona noastră, au scăzut și nu pentru că fermierii nu vor să aibă rapsa în cultură, ci datorită condițiilor climatice care ne-au împiedicat să avem o răsărire foarte bună. Au scăzut și toamnă. Vreau să vă spun care este diferența, că acum câțiva ani, când spuneai tu, da, 2016? Vorbesc de 2016-2017. Da? 16.000 de hectare. 16.000 de hectare. Și acum, și acum sunt sub 4.000. 4.000 de hectare. Da? Foarte puțin. Încă o dată, cum s-a numit acest hibrid? Expectation. Expectation. Să avem așteptări, da, cât mai ridicate de la el, pentru că poate. Este cel cu Clearfield? Nu. Este un hibrid convențional. Toți hibrizii noștri care încep cu E sunt convențional, toți hibrizii noștri care încep cu litera I sunt Clearfield. Care ar fi următorul hibrid? Următorul hibrid pe care l-aș alege ar fi Excited. Este un hibrid mai tardiv și cumva încerc să îmi asigur anul, da, înflorește mai târziu. Da. Deci cumva dacă în prima parte a vegetației sunt temperaturi scăzute și poate să-mi afecteze un hibrid timpuriu, cumva sunt asigurat cu un hibrid care înflorește mai târziu. Sugerez să avem o mai plasticitate. Mulți hibrizi, exact, da, mai mulți hibrizi în aceeași fermă. Da. Să avem o plasticitate mare la înflori pentru a ne asigura o să relativ opțiune, exact. La fel ca și Expectation, pleacă foarte bine în toamnă și recuperează foarte bine. Încă o dată, s-a lucrat la acest lucru, pentru că în România sunt probleme. Are un potențial mare de ulei, produce un conținut mare de ulei, folosește foarte bine azotul atmosferic, dar și cel folosit în tehnologie. Talie înaltă, medie? Talia este înaltă, dar încă o dată, depinde de an și de condițiile climatice. Potrivit tot pe sudul țării? Este potrivit și pe sudul țării, dar se pretează foarte bine și pe partea de nord, pe partea Moldovei, pe partea Transilvaniei, chiar și pe partea de vest. Având o înflorire mai târzie, permite o zonă un pic mai rece decât ce avem noi pe sud. Da. Este un hibrid foarte drag mie. L-am văzut și în ultimii ani, atât în convențional cât și în loturile de testare, au obținut producții foarte bune. Ce înseamnă foarte bune? Eu vreau cifre. Este greu să dau cifre, pentru că poate pentru un fermier tehnolog 3 tone nu înseamnă o producție foarte mare și pentru un fermier care nu are tehnologie sau nu-l ajută absolut deloc terenul, 3 este tone este o tehnologie foarte bună. Deci, cumva, în funcție de an, potențialul lui productiv este foarte mare. Deci, toți hibrizii noștri pot atinge lejer 4 tone la hectar. Bun. Dar contează foarte mult tehnologia, zona, vremea, sunt foarte mulți factori, de asta mi este greu să dau o producție. Bun. Este tolerant la Este tolerant la ce boli? Tolerează foarte bine foma, tolerează sclerotinia. Da. Are o rezistență foarte bună la virusul galben al ridichii, da, de care v-am spus mai devreme. Și totodată
Și la scuturare? Și la scuturare, bineînțeles. Este, da, spuneai că este un atu, da, o caracteristică a brandului. Da. Și acum aș vrea să ajungem la al treilea hibrid, hibridul preferat mie, și este un hibrid Clearfield, este vorba de Imaret. Imaret, da. Am ales acest hibrid tocmai pentru că m-am pus în pielea fermierului și am luat o solă pe care nu o cunosc, nu știu ce buruieni am în sola respectivă și am ales un hibrid Clearfield pentru a mă ajuta cu buruienile, uh-huh, și a-mi face viața mai ușoară, mai ușoară și a nu mă chinui. Acest hibrid are un potențial foarte bun de dezvoltare și permite densități foarte variate, de la 25 de plante pe metru pătrat până la 45 de plante pe metru pătrat. Are o ramificare foarte bună, uh-huh, și acoperă golurile din cauza răsăririi. Acest hibrid l-am văzut în 2018, dacă nu mă înșel, undeva în zona Giurgiu și m-a impresionat și v-am spus a că este senzație. Hibridul meu preferat, da. În momentul respectiv a avut o producție de aproximativ 6 tone la hectar. Wow. Da, și m-a impresionat și arăta senzațional și vizual și de atunci este un hibrid de top al nostru, se vinde foarte bine și cred că este vârful de gamă în Clearfield, în portofoliul nostru. Number one. Number one, da. Și o caracteristică în plus pe care o are față de alți hibrizi este rezistența la orobanhe, la lupoaie. Oh, da. Pe așa zona de sud, da, Tulcea, Constanța, e o mare problemă. Am văzut acum câțiva ani lupoaie și la rapiță. Da. Iar acest hibrid are o toleranță mare asupra acestei, uh-huh, plante parazite, care din păcate începe să-și extindă arealul și la noi în țară. Și în rotație scurtă se vede. Se vede, adică se nu vede, face, da, față. Da. Iar Imaret permite și o rotație mai scurtă, uh-huh, undeva la 3 ani, fără a afecta foarte tare producția. Da, și ar fi detalii înaltă? Da, toți hibrizii sunt detalii înaltă, uh-huh, da, toți au capacitate de producție foarte, foarte bună. Și cantitatea de ulei la fel de mare ca la ceilalți, da, doi? Da. Uh-huh. Cantitatea de ulei este doar mare. Doar că producția mai mare, 6 exact. Tone. Da, asta am văzut eu în anul 2018, văzut de mine personal, poate colegii în alte au avut și alți hibrizi atât de productivi. Da. Cum evaluezi hibrizii pe care îi avem aici în testare la momentul acesta? În etapa asta de dezvoltare? În etapa asta sunt ok? Ce promit? Promit. Dar încă o dată, depinde foarte mult de cum va fi vremea de acum încolo. De ce va urma. Ei sunt la înflorit, după cum se poate vedea, mai au foarte mult de înflorit și de ramnificat. O parte din selive sunt formate. Am avut ceva atacuri de Ceuntorincus, am avut atacuri de Melighetes, dar folosind tehnologie Bayer am reușit să combatem tot ce înseamnă parte de dăunători. Ce ați aplicat voi ca să arate așa? Insecticidul Decis, da, a fost aplicat aici, în două faze. Uh-huh. Și de aici avem cumva o anumită protecție. Talia, din păcate, nu este foarte înaltă și lucrul acesta se datorează diferențelor mari de temperatură și nopților foarte reci. Dar asta nu înseamnă că a stagnat, ci că urmează să se dezvolte, nu? Se va mai dezvolta, doar că nu va atinge potențialul maxim. Uh-huh. Am avut și a fost și foarte frig și am avut și deficiență de apă. Pe zona noastră avem de la ianuarie și până în prezent undeva la 70-80 de litri în funcție de cum a plouat. Deci anul trecut în luna martie am avut 60 de litri doar într-o lună. Uh-huh. Deci apa își spune a cuvântul. Contat foarte, da, mult. Asta a urmat să te întreb, analizând cumva contextul meteo din zona, da, asta a Brăilei, estimezi că ar fi un an la fel de bun ca anul trecut sau mai slab? Nu. Categoric o să fie un an mai slab ca anul trecut. Sperăm să nu fie ca în 2020. Cumva în 2020 seceta s-a instalat mai devreme. Anul ăsta s-a instalat un pic mai târziu. Dar este un an foarte dificil și nu doar din punct de vedere agrometeorologic. Vorbim și de un atac foarte mare de dăunători. La porumb avem atac de rățișoare, de tanimecus, avem atac de opatum sau bulos, ne gândeam cu pământiu. Deci, cumva, lupta e toți aprigă. Luptă împotriva noastră și fermierii sunt tot timpul pe teren zi și noapte și încearcă să salveze, să ce, salveze se poate. Ce se poate. Corect. Și să-și atingă potențialul maxim în
în acest context. Da, și da. Cu tot ce se întâmplă. De asta zic eu că aveți nevoie de informație și de asta încercăm să vă aducem informații, să le updatăm continuu, așa să fiți la zi cu tot ce există pe piață, astfel încât alegerile voastre să facă diferența la nivel de producție. Vă mulțumim, pe data viitoare!